Primăria Slătioara s-a mutat la grădiniță, asta după ce vechea locație a fost demolată. În scurt timp se vor demara lucrările la noul sediu, după ce proiectul de investiție a fost finanțat de CNI. Primăria cea veche am demolat-o pentru că era foarte veche, avea 180 de ani și prin Consiliul Național de Investiții am obținut finanțarea și așteptăm momentan, avem toate avizele, o să facem către Consiliul Județean documentații pentru obținerea autorizației de construcție. Cred că în 2-3 săptămâni o să înceapă să lucreze la această investiție. Pentru construcția noului sediu al primăriei, suma alocată este de peste 74 de miliarde de lei vechi. Între timp, angajații instituției își desfășoară activitatea la grădiniță. 74 de miliarde, în această sumă o să intre și dotare și tot ce înseamnă mobilier central, aparatură. În principiu, 11 luni jumate ale ca și construcția acestei investiții. Avem o primărie provizorie într-o grădiniță. De asemenea, primăria a reușit să semneze contractul pe AFIR și pentru un proiect de extindere, canalizare și apă, fiecare pe câte 9 kilometri. Și această investiție este de peste 70 de miliarde de lei vechi. Și pe Anghel Salini se așteaptă semnarea unui contract de asfaltare a 6 kilometri. Am făcut momentan recepția la canalizare și apă, mai avem să facem autorizația pentru stația de epurare să putem să o predăm către compania de apă. Avem pe Anghel Salini 6 km de asfaltare, nu am putut să obținem până acum finanțare pentru că nu aveam recepția la canalizare și apă și făcând-o am încărcat în programul lor, așteptăm să ne cheme pentru semnarea contractului. Localitatea Slătioara beneficiază și de un sistem de monitorizare video cu peste 20 de camere instalate. Proiectul a fost implementat cu bani de la bugetul local. Aceste camere le-am pus mai mult pentru a vedea ce se întâmplă în toată comuna, cu cei care aruncă gunoaie, cu mașinile care vin din afară și fac tot felul de lucruri care nu sunt omenești, adică cu cei care vin și cer bani pe la porți, cei care aruncă tot felul de... și câinii aduc și încercăm să-i stopăm, cu toate că e foarte greu, îi las în afara localității, vorbesc de câini. În rest, s-a redus furturi, s-au redus tot felul de probleme care erau cu cel puțin cu cei care vin cu căruțele. În ceea ce privește pe cetățeni, aceștia au numai cuvinte de laudă când vine vorba despre realizările, dar și implicarea primarului. Hai că a făcut și el, primarul, la stadion, acolo, la școală, statuia aia. Acum să facă și el primărie, să facă și el ce-i părține, ce-i mai necesar. Eu am o părere frumoasă. Avem un primar exemplu. Ce să vă spun, ne ducem în primărie cu tot sufletul, la orice apelăm, suntem bine serviți, frumos și personalul din cadrul primăriei. Acum s-au demarat toate formele pentru construcția noului sediu al primăriei, că deocamdată ne-am mutat, abia s-au mutat acolo. Am o impresie frumoasă. Suntem liniștiți, cum să spun, orice apelăm, suntem bine serviți, de la mic la mare. Weekendul viitor, Slătioara va îmbrăca straie de sărbătoare și cu mic, cu mare, se vor aduna pe stadionul comunal, unde se va desfășura cea de-a 6-a ediție a Zilei Comunei.